Apropo de muzică, de dans, de videoclipuri, de social media și următoarele noastre invitate, dar de fapt vreau să vorbesc despre Marusica. Ea este cumva personajul principal al discuției noastre și este o fetiță căreia îi place atenția. Eu asta am putut să observ în ultimele minute. Este foarte veselă, dansează, se mișcă tot timpul, vrea să vorbească cu toată lumea și probabil că mama are un rol în această personalitate pe care Marusica o are. Doamna Ala, eu vă salut încă o dată, mulțumim pentru că sunteți cu noi. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Eu cred că... Bună, bună, salut, Marusica! Salut, ce faci? Sunt Iva, bine. Bine. Și tu ești bine? Eu la dans cu trezorul, cu tani folbal, cu dașa puicani, cu capion, la dașa capion, ce divarită sunt! Marusica, ai zis tot. Ai zis și despre campioni, și despre echipa de fotbal, a cărei ambasadoare este, desigur. Și despre televizoare. Deci ne-a povestit totul în câteva... Scurt, clar, cuprinzător. Exact, exact. Doamna Ala, dar ca să revin la ceea ce spuneam, cred că un copil care este atât de vesel și atât de deschis este așa pentru că părinții sunt așa sau pentru că părinții au educat spiritul acesta în copil. Așa mi se pare mie. Spuneți-ne puțin despre cum ați educat-o și ați crescut-o, de fapt, pe Marusica. Și Marusica întotdeauna a fost tratată ca un copil obișnuit, normotipic. Niciodată n-a fost tratată ca un copil cu necesități speciale, niciodată. Deci, din start, am spus că ea este copil ca și toți copiii. Și atât. Și educația este obișnuită ca la toți copiii. Educația trebuie să fie cei 7 de ani de acasă și trebuie să persiste întotdeauna la toți. Cum era Marusica când era mai mică? Acum e clar că e mai mare. Ea întotdeauna așa a fost. Da? Tot așa veselă întotdeauna a fost așa veselă, deschisă, luminoasă și plină de dragoste. Știați că veți avea o fetiță chiar... De fetiță, da. Dar cu sindromul Down, nu. N-am știut. Nu, despre asta aveam să vă întreb. Despre acest aspect. Dacă știți că o să fie fetiță. Pentru că mai sunt și părinți care nu vor să afle. Vor să afle în momentul nașterii. Ce e? Deci ați știut că o să fiți mamă de fetiță. Astăzi e Ziua Internațională a Fetelor. Și noi de asta vorbim despre fete. Ce activități faceți împreună? Ce vă place să faceți? Nu cred că fetele, tot, noi absolut tot facem împreună. Așa? Noi tot facem împreună. Ce facem noi? Și noi cu Marusica Flori, cu Marusica Lămâia, tu te fibează cu lută cu centru dașa puicat, la limpi cu lută cu larate, cu lută de brulaca, marida, la lunedea de Victor. Așa. Ați înțeles tot? Deci noi și desenăm și pregătim și mâncare și facem și curat, adică noi absolut tot. Deci tot ce poate de făcut, noi tot facem împreună, absolut tot. Doamna Ala, Marusica este prezentă și la, în spațiul public, la evenimente, prezentări de modă, inclusiv săptămâna trecută ați participat la un asemenea eveniment. Da, desigur. Deci îi place foarte mult modelingul. Noi deja practicăm modelingul din 2019, când prima a fost defilare la Moldova Fashion Days în 2019 și de atunci noi deja suntem practic la toate evenimentele. La Brilliance, la Corel, deci la mai multe reviste, deci ea participă și în mai multe evenimente. Și îi place lucrurile acestea. Da, desigur, îi place foarte mult. Și îmi spuneați un pic mai devreme că de obicei pregătirile la voi nu durează mult, nu? Nu. Noi... Marusica vrea să se... Mamica. Să se exprime. Mamica. Marusica. Ne-ar mai trebui un microfon atunci, dar nu mai am unul aici. Dar dacă ne mai dau colegii un microfon, așa, ca să totuși să ne putem să vorbim pe rând. Imediat primesc un microfon. Da, doamna Alexandra, haideți, veniți încoace să-mi dați un microfon. Așa, doamna Ala, poftim. Deci, de pregătiri eu vă întrebam. Ea nu așteaptă mult timp. Întotdeauna se străduie cât mai repejor trebuie să o iei. Ai venit, ai pregătit și înainte.
nu necesită multă pregătire. Și fără emoții. Fără emoții, absolut. Ei place scena, îi place fiată să da, discute. Să fie în centrul atenției. Doamna La, apropo de prezența publică a Marusicăi, și ea ne-a povestit și ne-a zis deja despre faptul că este ambasadoarea unei echipe de fotbal, da? Da, desigur. La care echipă tu ești ambasadoare? Ambasadoare la? Dorilui. De ce? De ce? Puicani. Așa. Deci, să știți că face treabă bună Marusica, pentru că un ambasador, într-adevăr, asta trebuie să facă. Corect, da. Să rostească numele celui sau celei sau produsului pe care îl promovează de multe ori. Doamna La, spuneți-ne puțin și despre, nu știu, proiectele pe care le desfășurați în prezent, pentru că deja oamenii cunosc, sunteți fondatoarea asociației Sunshine și știu că aveți multe evenimente și o expoziție recent. Da, noi, iată cum, recent am avut o expoziție cu vânzare organizată de Dacia Buiucani în parteneriat cu organizația noastră Sunshine. Ei au venit cu această propunere, domnul Ivan Gonciaruc, el a fost motorul și, spunem așa, care a pornit această idee. Și acest proiect din start a fost să deseneze copii cu sindromul Down, să deseneze diferite desene ce ține tema fotbalistică, deci mingi, fotbaliști, tot, deci ce ține de fotbal. Și apoi a spus ca să fie o continuitate și să facem, iată, această expoziție cu vânzare, ca apoi banii câștigați din acest eveniment, ca să fie donați organizației noastre pentru reabilitarea copiilor cu sindromul Down și, în deosebie, pentru reabilitarea, deci, acvatică, fiindcă copiii au nevoie foarte mult de bazin. Ați reușit să Da, desigur. Noi suntem mulțumiți. Acest eveniment a fost pentru prima dată. Sperăm că o să continue și în viitor și o să strângem mai mulți bani ca să putem să ajutăm mai mulți copii. Copii și tineri, desigur, cu sindromul Down. Mă arăsi că îi place să se vadă în micile ecrane. Doamna La, mulțumim foarte mult pentru că ați venit la noi. Mă arăsi că mulțumesc, mulțumim frumos pentru că ai fost la noi. Mulțumim foarte mult. Și te mai așteptăm. Ne mai vedem. Ne mai vedem. Așa. Cu mare drag venim. Cu mare drag vă mai așteptăm. Mulțumesc tare mult, doamna La. Mulțumesc foarte mult pentru invitație.